Salam, rahmatullah. Ernest Franciscan Alde. Bine ați venit, domn. Ce primire. Am înțeles că vă numiți Ali? Ali, da. Pare bine de cunoștință. Ce vârstă aveți, domnul Ali? 55. De câtă vreme sunteți dumneavoastră în România? Eu, 14 ani de zile. Oh. Da. Și ce vânt vă aduce pe la noi, domnul Ali? Am 3 soții. Mulțumesc frumos. Am venit cu 2 soții aici. Păi și cum vă descurcați cu 3? Normal, deci nu e așa greu sau normal la noi. Și eu am căsătorit cu Ana, mai am și pe Iasmin, și Rania, și Ana. Da-i. Și am cerut, am rugat pe Oana. Să înțeleg că doamna Iasmin e cea mai în vârstă. Mai în vârstă și mai grasă, așa, un pic mai blin, nu spunem grasă, că poate să supăr, da. Și eu iubesc pe toate 3 soții. Dar cum și se la fel. Descurcă ele? Cum se împacă ele? Nu sunt geloase una pe alta, nu? Problema a început când am căsătorit cu celălalta, a treia, româncă, mai tânără. Mulțumesc frumos. A apărut o problemă, dar, sincer, până acum n-am aflat în ce motiv, cine e de vină dintr-o ei. Deci, până acum, sincer, stau fără liniște. N-am... Deci, la noi, unul care are 3 soție, e rege. Cum stă tot cu fericire, cu liniște, cu pace, nu păsește nimic. Dar am văzut că eu nu am găsit decât cam dracu a stat acasă acolo la mine. Sincer. Mă faceți să râd. Mă faceți da. Să râd. Asta este. Ca și bărbat, nu sunteți respectat? Eu cred că măsură, cel mai bine măsură pentru mine se găsesc ca patră, cred. Da. Credeți că ar fi o soluție? Nu, dar poate să fie separat, la alt casă sau ceva. Poate dacă mă deranjez la 3, eu mă duc la asta patră, poate acolo găsesc liniște. Eu deci, nu asta, sunt serios, asta dar căutați. Vreau să vină ideea aceasta. Asta căutați, nu liniștea care ați pierdut-o. Da, poate eu am greșit fără să știu, că eu am grijă așa un pic mai mult de Oana, că e mai tineră. Nu are experiență așa mare de viață. E o diferență mare de vârstă între dumneavoastră? Da, da, cam 20. E o diferență de vârstă, da. Și vreau de la ea un cobil, eu înțeleg. De asta eu alind pe Oana că să-i mite cobil, că să nu refuză ce vreau eu. Păi și Oana cum se înțelege cu celelalte soții, nu știu cum se cheamă? Mi se pare că Oana mai sau... calmă, mai are tonul așa liniștit. Deci ea încearcă să le mai domolească, să facă pace da, și liniște. Da. Eu, practic, cu ce v-aș putea fi de folos? Ați vrea să știți cine provoacă aceste certuri, discuții? Da, da, știu, vreau, eu simt că este cineva, face probleme cu atenție, că să fie problemă în casă. Una nu dintre știu. Cele 3. Da, nu e problema că faptul că sunt 3. Poate una vă face problema asta, nu? Trebuie să aflăm care dintre ele. Da. Ok, haideți să încercăm să vă oferim un răspuns, dar va dura. E vorba despre 3 femei, vă dați seama. În casa lui Ali se respectă ritualul de dimineață. Deși momentul trebuie ținut de întreaga familie, detectivii observă că soția cea mai tânără lipsește. Smalla! Smalla, habibti, smalla! Dacă nu m-ați trezit, la cap, la cap! Pune asta în cap! Ce faci? Așa vii, nu te uiți dacă la tine! Dacă nu mă simt bine, ce vrei acum? Te... Hai, gata, hai la masă! Iar nu te simți bine? Rele mai sunt. Ce faci? Ce faci? Du-te! Masă, fame! Eu? Tu cu Rania! E clar acum care este ierarhia în această familie. Iasmin, prima soție, este șefa casei, iar Rania și Oana sunt subordonatele ei și ale lui Ali. Hai, gata, stați la masă. Ba de zal de acolo, la sopa, stăm la masă. Știi că nu mă simt bine în ultima vreme, nu? Cu pastilele astea pe care le iau? Când eu mărdan?
cred că nu-mi fac bine, așa îmi dau și somnolență și o stare de grață. Vreau să mă duc și eu la doctor azi, să văd ce se întâmplă, poate îmi schimbă tratamentul, să, la control. Eu duc cu ea la spital. La letru, Hintia Ruhana. La Ana. Unde cu Liu Trohenti? La Ana, când Liu Minti, Hodibet, Uapsawi, Liu Esma. Bayrama, Esma, lahza wahda. واحدة منكم تروح معها المستشفى نو سميرجة سينجورة أنا باتة سنتبلة شبابة بدرون باتة ستيرة أنا وبس أنا دا. خلاص روح روح معها دا كابس نبوية أقوله دا باند دكتور بدس شي سبونه شي عارة شي عبسيط أتونج سونات سمك سستيو لا سستيو لا Detectivii observă comportamentul bărbatului. Atent și drăgăstos cu Ana, tăios și hotărât cu celelalte două soții. Nu este de mirare de ce în casa lui s-a instalat gelozia, invidia și ura. Ora 10. Iasmin și Ana ajung la o clinică din centru. Un detectiv se află pe urmele lor. La un moment dat, femeia se duce spre un cabinet, dar, dintr-o dată, dispare pe un culoar. Detectivul este vigilent și o găsește repede pe scara de incendiu. Asta e culmea. Oana s-a schimbat de hainele lungi într-o rochie scurtă și mulată. Aleargă spre ieșire. Detectivul se ține după ea. În timp ce Iasmin stă și așteaptă pe hol, Oana ajunge în spatele clinicii. Ce faci, mă, Oana, mă? Bă, ce n-ai făcut? Ce n-ai făcut asta, tata? Asta e jumătate de oră. Doamne. Stai, aștept. Ce? Iartă-mă, crede-mă, Iumi, că n-am cum să-mi cu paznicul după mine. Care paznicul? Paznicul? Bă, ție-ți convine să stai în situația asta? Stai, iubi, nu. Lasă-mă puțin. Bă, de și că vrei să vreau să mă văd cu tine 10 minute, 15 minute sau că duci să faci controlul de sarcină, mă, am și eu timp să mă văd jumătate de oră cu tine. Ce pot să fac? Că mă păzește, ai putut să o termin, că îți place să trăiești așa? Crede-mă că te iubesc, vreau da, să bă, ne vedem tot timpul non-stop, dar nu pot. Hai să rezolvăm cumva, că vreau să fiu cu tine. Și așa sunt stresată că stau cu aia tot timpul după mine, te rog. Nu te supăra și tu pe mine, că după aia chiar că nu mai am liniște, știi că te iubesc. O să vezi că o să fie bine. Fac așa pentru că te iubesc și vreau să fiu cu tine. Păi și eu vreau. Dar nu-mi place să te văd odată pe săptămână, câte 5 minute, 10, vreau mie să nu-mi place. Hai, nu vrei să vii la mine acum? Dacă intră după mine acolo, ce fac? Nu mă vede. Hai, du-te. N-am ce să fac. Hai, du-te, du-te, ne vedem seara. Hai, te iubesc. Dacă la început nu se punea problema unui caz de infidelitate, ei bine, iată că Oana, soția cea mai iubită și cea mai răsfățată dintre cele trei, îl înșeală pe Ali cu un băiat mai tânăr și mai frumos. Și ca Iasmin să nu bănuiască nimic, se întoarce îmbrăcată cum a plecat de acasă. Ce-a durat mult? Păi ce-a durat mult? Știi bine că trebuie să fac teste, nu? Dacă Ali vrea copii, trebuie să fac o grămadă de teste. Copil? E copil la tine? Păi nu e copil, dar mi-a făcut investigații, de-aia a durat. Altă dată nu veni cu mine dacă nu vrei să aștepți, așa e la doctor. Eu nu vreau veni cu tine, Ali spus la mine. Dacă Ali își dorește mai presus de orice un copil cu Ana, pentru ea venirea la clinică a fost doar un pretext ca să-l poată întâlni pe bărbatul pe care îl iubește. În tot acest timp, acasă... Salam alaikum, zai kiptisam. N-am. Găuz oahden, da... 25-30 sână. Da. Tăcărt la nuhin al haia, dăgăieret. Halas, hobi, hebini, zai ma alu, da. Hina, haddama. Dar fi ani, haddama? Haddiș biamel haia. La, kullo bitmashi. Al-haiwana di shakla, kida, mush arfa. لا والله أنا خلاص يعني هو عايز مش عارف 100 عيل 20 عيل încă o lovitură. Din trei soții, două își doresc o altă viață. Ce se petrece de fapt în această casă? Shop sau Irania? Shu haida. Ma, mama, ma, 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 ma,
ieșim, am sau ieșim? Am sau ieșim. Am sau ieșim, șu haida. Halas, culea, culea, zaac, zaac, halas. Șu haida, haida. Culea, haida, halas. Mușfa, haligon. Iani, iani, da, ma, ma fi mușchile. Mie, mie, eu mă duc tu să mă întind. Ia la roh. Da, 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 da. Om și, om și. Mușa, mușa sau ii, haide. Șu ap sau ii, haide. Asta răiahtu, șu aiahtu, oanti, tamele. Taveni, Iani? N-am taveni. Taveni, leși taveni. Mi-am să leși taveni. Taveni! Taveni, aien! Scuti! Culenala, scuti! După cum vedem în această casă, Iasmin face legea. Oare ea este mărul discordiei? Sau Ali, că nu-și împarte în mod egal iubirea? Rania. Halas, halas, Inticaman. Mamă, nu mai fi supărat, am auzit-o. Hai că am venit să te ajutăm, e? Nu, nu, haide. Mamă, n-are rost să te superi. Ea stă toată ziua, uite așa, nu face nimic și ne dă nouă ordine. Și ține că nu-i corect să știi ce se întâmplă. Ce nu e corect? Nu e corect, nu e corect. E și prima, ce nu tu? Face nimic. Păi nu face, da. Nu vrei să te ajut, mă schimb dacă vrei și te ajut. Tu treaba ta e să face copii. Treaba mai e să face curățenie, treaba ei este să fie șefă, doar spune face și nu face, face și nu face. Mă critică pe mine, te critică pe tine, dar cine e ea? Gata, gata, gata. Serios, nu vrei să te ajut? Vrei ajuns la mine? Păi da. Du-te, schimbă și vino ajuns la mine. Hai că acum mi-e puțin rău, dar știi ce fac? Mă duc și mă întind un pic în pat și dacă ai tu nevoie de mine, mă strigi și vin atunci. Da? Da? Halos? Noaptea se lasă repede. Bărbatul se descalță la ușa uneia dintre soții, semn că își va petrece noaptea cu acea femeie, iar celelalte trebuie să accepte și să-i respecte decizia. Ora 23:15. Detectivii observă ceva. Ce faci? Știu că mi-ai dat mesaj, dar n-am cum să vin, crede-mă. Avem apartamentul pentru noi. Nu am cum să plec, stau cu ochii pe mine ca pe butelie. Nu îl primești la tine în cameră, pur și simplu. Nu vreau să știu că asta lângă tine. Ai auzit? Am auzit. Ei, dacă avem gelozie, avem mult mai mult decât o aventură în miez de noapte. Ora 8:30. Ali? Da. Nu mi vine să cred nimic, eu sunt zăbăcit, m-a deranjat foarte mult, nu știu. Dar mie îmi pare rău că nu-și găsește, dar eu n-am pus mâna niciodată, uite-te la mine, știi că te iubesc, cum poți să crezi așa? Și eu te iubesc, Oana, dar văd, nu se întâmplă nimic aici decât probleme, certă, ce să fac eu? Eu am să trăiesc de tot, dar să știți, la noi este o vorbă. Câte curmale mâncați voi, sâmburii rămână în mâna mea. Înțelegeți? E mai bine, rezolvați voi, ca să stau un pic liniștit. În această casă un lucru e sigur.
toată lumea minte pe toată lumea și toți au câte un interes. Bani, iubire, copii, fiecare ce-și dorește. Ora 13. Rania și Oana ajung în centru când... Vreau să te rog ceva. Nu este timp. Știi, nu știu că n-am mai zis la nimeni că mi-e rușine și nu știu cum să zic, dar mama mea e foarte bolnavă și e de o săptămână în spital. Te rog, eu lasă-mă să mă duc la ea și te duc și la... Te rog eu și după aia ne întâlnim cât durează. Ce-i spun lui Ali? Nu îi spui lui Ali, că doar de-aia te-am rugat frumos. Tu vine aici la 3? Da. 3 aici, da? Da. Bine. Rania nu crede în cuvintele Oanei și se ține Sky după ea. La fel și detectivii. La un moment dat, într-un parculeț, tânăra se dezbracă din nou de hainele largi. Grăbită, intră într-un bloc din apropiere. Detectivii se tem acum ca nu cumva femeia să compromită tot cazul. Dar, spre surprinderea noastră, este calmă. Se așează pe o bancă și așteaptă. Ora 15. Oana iese din bloc, însoțită de iubitul ei. Doar că Rania sare ca o leoaică la atac. Ce-ai făcut? Vino încoace, haide! Ce spune Lali? De ce tu stai așa? De ce tu m-ai mințit pe mine? De ce? Spune! Asta de ce am mințit, da, ok, am mințit, îmi trăiesc și o viață. Eu bună, tu minți pe mine? Și tu și Iasmin nu mă suportați, e așa? Da. Ok, de ce nu mă suportați? Pentru că Ali iubește la tine și tu, uite ce face tu. Păi da, uite ce fac, eu nu-l iubesc pe Ali, da? Și de ce măritat cu Ali? Pentru că am avut și eu nevoie eu de bani, am greșit. Stai. Dacă vreți să scăpați de mine, nu mai vine mă ajutați și scăpați de mine. Să mă pedepsește pe mine? Dar de unde află? Să mă pedepsește pe mine? Nu-i spui nimic, nici de mine, nici de Radu. Ba da, spune. Și uite, așa o să scăpați cât mai repede, eu vreau să divorțez de Ali. Și cu Radu? Cu Radu? Cine e Radu? Pentru mine e iubitul meu, îl iubesc pe Radu și vreau să-mi fac viața cu el, da? Ăsta? Cine e nespălat ăsta? Cui e nespălat? Haide, mă asculți că e interesul tău, scapi și de mine și primești cum bani. Cum scap de tine? Uite, hai ce garantat la mine că scap de tine? Ali de câte ori vine la mine în cameră, îmi dă și cadouri. Eu da, am de-o parte 3.000 de euro. Serios? Dacă tu mă ajuți, îți dau toți banii ca să vezi că nu mă mai interesează decât să plec. 3.000 de euro. Iată suma pentru care Oana stă cu un bărbat pe care nu-l iubește. Și tot cu 3.000 de euro, cumpără tăcerea Raniei. Ora 20. În casa lui Ali a început agitația. Fără să bănuiască vreo clipă că două dintre femeile de lângă el îl fac de râs prin comportamentul lor. Salam aleikum. Aleikum salam. Ce cauți dimineața aici? Ce cauți? Am adus banii, 3.000 de euro, nu așa ne-am înțeles. Așa ne-am înțeles, dar... Hai, ți dau. Dar fii atentă, banii care trebuie să fie ai mei, că mie mi-a dat. Deci trebuie să știi și tu partea de înțelegere, nu mai știe nimeni decât noi două. Da, dar și tu îți iei partea de înțelegere și pleci. Tu trebuie să mă ajut să plec mai repede, că nu pot singură. De ce mai acceptă Rania să o mai ajute pe Oana când era vorba că și ea îl părăsește pe Ali? Nu cumva la mijloc stă invidia? Oare Oana a primit totul și ea nimic? Câteva ore mai târziu, Ali, însoțit de cele 3 soții, ajunge într-un restaurant. Asta e culmea ironiei. Să vină să mănânce la prânz într-un restaurant în care ospătarul este amantul soției sale. Oare aici să se fi cunoscut? Eu vă spun sincer că... Nu știu, stucranță. Eu vă iubesc pe toată la fel. Soție înseamnă sufletul gemen. Oahna, oahna e? Da. E suflet gemen, oahna? Untu că mă... Normalie, e tot în regulă? E bună mâncare? E în regulă, numai ceva de băutură. Da, păi v-am vorbit acum să vă duc
Șucran, habibi. Mă scuzați, eu mă duc puțin până la baie, că nu știu, m-a luat așa o căldură. Da. Nu mă simt nimic. Îmi dau puțin apă. Unul dintre detectivi observă că imediat ce Oana s-a dus la toaletă, Radu intră glonț după ea. Așa că, pentru a nu pierde nicio informație din acest caz, intră și el cu o cameră ascunsă. Tu m-ai lăsat ca prostul, mi-ai spus să vin, am stat afară ca prostul, toată noaptea. N-am putut, da. Ce vrei să fac? Te-am văzut pe geam că ai venit. Da, și mă suni, spuneai că ieși imediat, nu, nu ai ieșit deloc. Și m-a chemat după aia să dansezi, să fac ce vrei să fac, unde-ți mă evapor? Și eu mi-am pierdut o noapte. Și îmi pare rău, dar mă iubești. Da, ia, nu contează la noapte. يعني تتخلوا عينكم على كل حركة تعملها هي ما أعرف ساي ما أعرف ساي يعني أنا المشكلة أحنا شياطين ها لا 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 شو عم بيحكي يا رانيا شو عم بيحكي أنا وينتي هو ما أسمع عارف بس هاي بنت كويس بس هاي بنت حلوة بس هاي بنت بص ياسمين أنا عارفة حاجات أكتر من كده. باري. يعني أنا خلاص. ترز منتور لماس. فيني كاري فادو بمينة. بيني بيني هاي دوت لا. دوت يعني هاي تيوبيس. تيوبيس. Nu mă simt bine deloc, nu știu ce am, cred că de la pastilele alea pe care le-au să am gravidă. Nu putem să mergem acasă, te rog, că mi-e rău. Dar cum te simt acum? Ce e problema? Așa, dintr-o dată, nici nu pot să mă țin pe picioare, m-a luat amețeala, te rog, hai să mergem acasă, nu te supără. Știi că te iubesc, dar nu pot. Ana mă va dieni și alu. Ana camani. Lăsăm vizi la hol. Hai, dacă-i... Alăscuri, dacă și... Deși dovezile sunt compromițătoare pentru ambele soții, detectivii nu opresc încă acest filaj. Trebuie să vadă până unde va merge minciuna. Iar minte? Ce minte? Unde ai fost la restaurant? Tu unde ai fost? Ah, m-am întâlnit cu Radu la baie. Acum știi ce iar trebuie acum să mă când de Ali, nu? Dacă Ali e cu noi, nu mai încearcă întâlnește cu Radu. Ți-a dat seama și unde să mă întâlnesc? Mă întâlnesc și unde pot, că nu pot nicăieri să mă întâlnesc. Tu știi, la noi femeile înșeală bărbații acasă. Poftim? Da. Eu ajut la tine. Eu am o soluție, dacă gândesc bine. Eu păi ajută-mă, că nu... Dar, tu trebuie să iei Radu și pleacă. Oare vrea să o ajute pe Oana sau îi întinde acesteia o capcană pentru ca Ali să vadă adevărul cu proprii lui ochi și atunci să o iubească mai mult pe ea decât pe Oana? Ora 20:45 de minute. Rania se întoarce acasă. Este însoțită de o altă femeie. Am auzit că ești bolnavă. Dumnezeule mare, la asta chiar nu ne așteptam. Străzuna. Domnul Ali, vă salut. Poftiți. Hai băți. Poftiți, domnul, e casa ta. Assalamu alaikum. Salam aleikum, domnule. Sănătate. Mulțumim că ne-ați primit la dumneavoastră. Problemă, domnul, poftiți, te rog. La ce casă aveți? Merg bine afacerile, nu? Merge cam. Păcat că cu viața de familie nu prea. Poftiți, te rog. Deci cum adică? Ce ați aflat? Există o situație tensionată între soțiile dumneavoastră. Se pare că cele mai în vârstă nu o suportă pe cea tânără, pe româncă. Și nici românca nu e prea mulțumită cu viața pe care o are. Ce doriți să spun mai departe, vă rog frumos, că nu știți că... Ea, în momentul în care v-a cunoscut, trăia cu impresia că va trăi ca o prințesă, că o să-i puneți totul pe tavă, da. Și a descoperit că nu prea îi place genul ăsta de viață. Și acum ce... Și creează gâlceavă și între celelalte. Și nici Rania nu e chiar sfântă.
Eu, e bine. Din când în când simțeam că este ceva, dar până acum n-am ajuns la punct. Vă rog frumos, dacă se poate să... Sigur. Îmi arăți ceva, că să... Chiar în prima zi a investigației. Da. Vreau să vedeți ceva. Ați avut rugăciunea, da, chiar aici în sufragerie, uh-huh, ați servit masa frumos. Da, sigur. Oana nu prea se simțea bine. Știi că nu mă simt bine în ultima vreme, nu știu, pastilele astea pe care le iau. Când eu mă dau? Cred că nu-mi fac bine, așa îmi dau și somnolență și o stare de grație. Vreau să mă duc și eu la doctor azi să văd ce se întâmplă, poate îmi schimbă tratamentul. Da, știu. Ce-i cu ea? De ce nu se simte bine? Nu se simte rău, are o problemă, vrea să merge la un medic. Atât. Se duce des la medic? Eu nu i-am lăsat să merge singură. I-am spus și lui Iasmin. Am observat chestia asta. E obicei la dumneavoastră? Ca femeia să nu iasă singură în oraș, să fie însoțită mereu? Nu, sincer, eu am grijă de ea, deci dacă se întâmplă, dacă așa se simte rău și poate se întâmple ceva pe drum, poate să aibă nevoie de ajutor. Vreau să vă întreb altceva, da? Da. Vă place să fiți mințit? Nu, bineînțeles, cine îmi place. Îmi place, nu? Mm. Vreau să vedeți niște lucruri. Oana, eu merg, doctor, tine. Ali a spus la mine, merg. Păi Ali a spus la tine, dar parcă ești bodyguardul meu, nu mai suport oriunde mă duc. Tot leșam de chictir. Vorbește în română că știi că nu înțeleg. Se uită lumea la noi când vii după mine, așa mi-e și jenă. Vorbești chictir, vorbești. Mereu discuții, mereu gâlceav. Nu-i convine portul pe care îl poartă, nu-i convine că lumea se uită la ea strâmb. Dar niciodată nu mi-a spus și era de acord cu mine că să faci un copil, că trebuie să ajut pe ea, că se simte bine, că să vină un copil sănătos, așa. De asta eu dau mereu bani, mereu am grijă de ea, că să vină copilul ăsta care așteptam. A văd că le-ați creat o casă foarte prietenoasă, foarte caldă, primitoare. Ce-a făcut-o pe Oana să-și schimbe brusc părerea? Eu nu, n-am cerut nimic de la... Haideți să vă arăt ceva. Vă rog. Oana era împreună cu Iasmin, da? Da. La medic. Da. Stat mult aici? Așteptăm un pic și asta e. A avut treabă acasă. Nu stat mult aici. Nu plăcut păi rămâi acasă altă dată, nu trebuie să vii cu mine. Păi nu mai veni cu mine atunci. Hai că eu trebuie să mă duc, da? La analize. Doar nu vrei să intri acolo și acolo cu mine, nici la ginecolog, nu poți să intru singură. Dă-o încolo de treabă. Uitați-vă. Dar, vă rog, uitați-vă aici a mers singură? Uitați-vă puțin. S-a dus frumos pe scara de incendiu. Uh-huh. Detectivul care era pe urmele ei și-a făcut treaba. Nu vine să cred de ce a desplăcat și a schimbat. Trebuie ceva să întâmple. În tot acest timp, Iasmin o aștepta cu minte pe holul spitalului. Dar de ce a desplăcat așa? Ce faci, mă, Oana, mă? Bă, ce n-ai făcut? Ce n-ai făcut asta, tata? Am stat jumătate de oră. Să te aștept. Ai, de capul meu. Asta mă bachelește asta. Stau, hai mă, lasă-mă puțin. Bă, deci cât vrei stau? Vreau să stau să mă văd cu tine 10 minute, 15 minute și sau te duci să faci controlul de sarcină, mă, am și eu timp să mă văd jumătate de oră cu tine. Ce pot să fac dacă mă păzești? Ai putem să o termin, că-ți place să trăiești așa? Crede-mă că te iubesc, vreau da, să bă, ne vedem tot timpul non-stop, dar nu pot. Nu, nici nu am limbă, nici nu știu ce să spun, nici nu știu ce să fac. Ce de prost eu sunt. Deci... Așa, nu știu, am dormit atâta timp, nu știu ce felul de femeie ca trăiește cu mine. Ai, de capul meu, ce-i spune că iubește? Și eu pot să vă spun cât în lună și stele pentru portofelul pe care l-aveți în buzunar, nu? Nu este important, domnul, nu este important bani sau nu știu ce. Poate dar pentru dumneavoastră, dar... Mă înșelă, bună atâta! Cu un nesimțit care cunosc eu, care am avut grijă de el, care am ajutat mult și de ea. Așa? E mai bine să îmi spui aici, să ceră divorț, decât să mă înșelă. I-ați fi acordat un divorț? Nu. Dar vreau să spun că dacă ceră, dacă îmi spune adevărul,
și-i dă divorț. A, deci... Mai bine decât mă înșelă așa, halul asta. Nu pot. Eu nu puneți, domnul, eu... Nu știu ce fac. Nu știu. Haideți, poate vă face bine o gură de aer. Haideți să ieșim un pic afară. Ah. Ah. O să vezi că o să fie bine. Nu fac așa pentru că te iubesc și vreau să fiu cu tine. Păi eu vreau. Dar nu-mi place să te văd o dată pe săptămână, câte 5 minute, dar 10, vreau mie nu-mi să place. Mă stau cu tine. Hai, nu vrei să vii la mine acum, în seara asta? Practic, domnul Ali, ea nici nu se duce la doctor. O ia banii și atât. Se vede. Se vede. Oricum ar fi, că avem o soție, că avem trei, tot e neplăcut gustul ăsta, nu? Asta este greșeală, mă, că am ales una tânără, că să fie alintată pe capul meu și eu credeam că mă iubește, dar uite unde am ajuns. Atâta prost am fost și nu știu. Scuzați-mă. Ce faceți? Pe cine sunați? Nu sunați pe Oana, vă rog frumos, nu sunați pe Oana. Nu, pe Oana. Dar pe cine? Iasmin. Ea n-are nicio vină în povestea asta. Alo? Alo? Iasmin? Hei, să te jun, hai alem, te jun l-l-bieta, întotdorcum, sura! Acum! Acum! Haideți, toți, bineveniți aici! Talu! Hai! Și țineți-vă bine, că vreau să vă mai arăt ceva. Că vă ziceam de rane. Știi, nu știu, că n-am mai zis la nimeni că mi-e rușine și nu știu cum să zic, dar mama mea e foarte bolnavă și e de o săptămână în spital. Eu tot cu moțiunea de coate. Păi n-am ajuns la ea de o săptămână, e mama mea, te rog, eu lasă-mă să mă duc la ea și te duci. Ce-i spun lui Ali? Tu-i spui lui Ali, că doar de-aia te-am rugat frumos. Nu este numai bine lui Oana. Și asta, Rania? Și uitați unde s-a dus Oana. Ce fericită sunt! Nu mai pot să stau, că mă așteaptă câinele de fază. Da, te duci pe gardianul la ordinar. Rania, lasă că măcar e mai bună ca Iasmina, da, dar mă, oricum e groaznic. Și Rania a văzut. A văzut tot. Ce-ai făcut? Vino încoace, haide! Stai, nu! Vino încoace, ce-ai făcut? Ce înseamnă asta? Ce spune Lali? De ce tu stai așa? De ce tu, m-ai mințit pe mine? De ce? De ce spune? Și nu mi-a spus nimic. De ce tu m-ai ritat la Ali? De ce tu, bani? De ce tu stricat viața pentru noastră? Pentru bani. N-am vrut eu să stric viața voastră. Eu mi-am văzut interesul meu acum de mai să mă îmbrac și ascultă-mă. Ali de câte ori vine la mine în cameră, îmi dă și cadouri. Eu da, am de-o parte 3.000 de euro. Serios? Dacă tu mă ajuți... Și pleci? Aici, bineînțeles ce garanții, plec. Ce garanții am eu, tu pleci? Îți dau toți banii ca să vezi că nu mă mai interesează decât să plec. Pare rău pentru dumneavoastră, nu puneți la suflet. Așa e viața, se mai întâmplă. Ești o haidarania. Îmi vine să leșin eu. Îmi vine să leșin. Hei, hei! Veniți aici! Ești haida, Iani, ești haida! Veniți aici! Ești fi, Iani! Ești fi! Și-o ești fi! Ești leș, că-l șabea în hol, un camerat, leș. Fie Eda. Lătă-ți alunii. Mindul. Oen oană! Fin oană! Rania Ulana, Hali Oana, om și al... Da? La, rahat lăgătul măha. Ha, măha! Da? Ale mă întâlhaki înti? Valla, ana mă barif și... Unti că mă te-arăfi? Valla, mă barif! Mă barif! Și ești Rania? Ana e? Înti mă te-arăfi și? Ana arăf căl și! Min haida! Sărăbuna! Min haida! Min haida! Știu că vorbiți și românește. Aveți idee cine sunt eu, cu ce mă ocup eu? Iar dumneavoastră camera? Ați fost urmărite. Dumneavoastră, dumneavoastră și Oana. Ce arta asta? Problemă zilnică asta? Am pierdut încredere, bă, voi! Asta nu și Oana m-a barif și leșa de aici! Asta m-a tarăb și! Oana m-a tarăb și! Oana! Tu ce? Acuzi pe mine? Acum? Ce-a aflat? Băi, o să vezi ce-a aflat!
locuiesc, mă. Zio, ce fericită sunt. Nu mai pot să stau, că mă așteaptă câinele de fază, n-am ce să fac. Păi era mea. Lasă că măcar e mai bună ca Iasmina, dar oricum e groaznic. Vă mai aduceți aminte? Da, Indiani, căzăm la Ana. Iani, Ana. Iar dânsa l-a văzut. Doamnă, și când a fost cu dumneavoastră la clinică, s-a întâlnit cu băiatul ăsta. Hai că eu trebuie să mă duc, da? La analize. Doar nu vrei să intri acolo și acolo cu mine, nici la ginecolog, nu poți să-mi intru singură. Dă-o încolo de treabă. S-a folosit de dumneavoastră, v-a mințit? A? Mă tară fuenul! În parcarea din spatele clinicii s-a întâlnit cu băiatul ăsta. Ali. Radul cheamă. Oană! Mă înșelă! Și voi știți! Și nu mi-a spus măcar să dea afară băoană și la mâneți voi! Oala, oala, Ana Mabarifși! Nu, aștept moment. Tu spune la tine. Și atunci, când vrei tu? Și atunci tu de ce ați vrei acceptat să vi se cumpere tăcerea? Nu cumpără! Măi, ți-a dat Oana bani? Vreți să vă arăt asta? Că nu mi-a spus nimic? Da! Da? Nu a păcălit Oana uite, pe mine. Uitați-vă aici. Ți-am adus banii, 3.000 de euro, nu așa ne-am înțeles. Așa ne-am înțeles, da. Păi ți dau, dar fii atentă, banii care trebuie să fie ai mei, că mie mi-a dat. 3.000 de euro dai la Oana? 3.000 euro dai la Oana? Niciodată. Nu, dai. Niciodată n-am dat suma asta. Eu i-am strâns banii ăștia. 3.000 euro. Trebuie să știi și tu partea de înțelegere, nu mai știe nimeni decât noi da, două. Dar și tu ții partea de înțelegere și pleci. Uite hai, așa. Și a coace să ți casă bani. Sunt aici în casă bani. Vino. Vino să arăt. Hai să, eu pot hai cheltuiește bani. Hai eu să pot vedem merge la market, cheltuiește hai bani. Hai să vedem. Dar hai nu cheltuiește, pentru că da bani, asta bani la casa da, aici. Da, nu duce da, Oana hai, la, hai la nesimțit, hai la Radu. Hai, vino să vede. Hai să vede. Să vede. Și eu vreau ei banii la da tine. Da, întoarce la tine bani. Nu ați spus că bani. Nu trebuie spune. Nu trebuie spune. Nu trebuie, eu spune la momentul potrivit. Uite bani. Uite bani, dar bani tăi muncit, tu muncit. Nu ia cheltuiește cu Radu. Eu frică pentru tine. Eu fac așa pentru tine. Dar știi cât ar fi mai bine dacă mi-a spus? Înainte să nu aflu gândit eu singur. Nu gândit, asfa, nu gândit. Gândit acționează singur. Gândit face la tine bine. Ana Asfa, Ana Asfa. Wallahi Ana, Ana Asfa. Am de thiqa fiikum. Da, Filusek. Da, harami rohle Radu. Eu spus, Oana nu cu minte, Oana nu bun, Oana mapsaui și Iani. Eu caut iubire, caut încredere, dar văd că nu a cautat de la mine decât bani. Bani? Vreți bani? Ia! Yeah. Hai! Haram, Alia, haram, nu Ali! Nu simțit ce sunteți! Cine ne simțit? Cine da, ne simțit? Da. Cine ne simțit, da. Spune? Tot ne simțit? Da! E, îmi pare rău că eu... Da, vreau, îmi pare rău că eu vreau aduc banii tăi înapoi. Mi-a ce Oana vrei aduc, ce vrea Oana vrei iau la tine. Asfa! Asfa, întâmplă stâhă la rachida. Ce fai de Asfa? Îmi pare rău. Ana, cu tăi de asta, de chiar? Haram, Ali, haram. Îmi pare rău asta, după ce am văzut eu. Că n-ai zătea cu filuse cu lea. Axan, că te-a cu filuse cu trohă mă arragă, da, o lee. La cu bani. La dracu bani? Tu nu muncește pentru bani? Tu știu, vreau să iau tot, Oana cu Radu și pleacă? Și tu, uite. Faptul că nu mi-a spus adevărul, rămâi vinovată și tu. Iahti macan și ni halteni, ca lase ma tatăl be ali, ana ma cu ce arfa. Ia vă rog frumos, uitați-vă puțin. Ana ma cu ce arfa, la da, da, ali hate te ragă, da, iem și orana. Tu crezi că mie mi-e ușor, serios, eu am 30 de ani, cât are 50, are și pielea lăsată. Serios, că doar nu-l iubesc, nu l-am luat din vreo mare iubire, m-am îndrăgostit, da? Pentru bani, ce să fac acum, să plec și cu mâna goală? I-am dat lui aia toți banii, iubi toți, că altfel mă spunea. Mapsut? Mapsut, Ana, te-a zis de laha! Ei, Ana, mi-a zis, un la inta, Oana mu coaies, Oana mapsau ișii, Oana bat de bas, îmi și, uinta mea vedac, smă, ba vedac.
Ana câzem, hie câzem, Ana uhie, mu coies. Mu, ani, ma fișii, mu bah. Tu ascultă la noi! Domnul Ali, veniți vă rog puțin. Acum eu sunt vinovat. Bună-ți vine, tot vă mâine. Eu sunt singură vină a mea. Ana Muhajleni, Ana Muhajleni, Ana Mapsauishi. Ana Mapsauishi. Da, și burlăi, că să te cred eu. Băiatul, Radu, când aveați petrecerea, era afară, la poartă. Uitați-vă aici. Voi vă simțeați bine? Uitați-vă la Oana, îi sună telefonul. Se uită pe ascuns, cine o sună, vede că o sună Radu, duce la baie. Da, eu ascultați, ascultați. Da. Nu pot să vin afară, știu că mi-ai dat mesaj, dar n-am cum să vin, crede-mă. Am încercat și nu mă lasă. Da, 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 hai, du-te la petrecere să te distrezi, hai că sar gardul. Uitați-l un pic pe băiatul ăsta acum, sare gardul. Se ducea pe aici, pe la geam, timp ce voi dansați, ia uite. Atât de prost, am dormit atâta timp. Dar bineînțeles că am petrecere, am musafir, am ocupat cu musafirul meu. Eu trebuie să pun ochii după fiecare soție unde merge, unde umblă. Dar nu e bine, mă, dar uite. Și fiți atent aici. Rania a găsit o cale să-l bage în casă pe băiatul ăsta. Mihina, Mihina, fadă-l, doctor, fadă. Asta e băiatul? Se îmbracă ca o femeie? Și a intrat în casa dumneavoastră. Ai, de cap. Mă, la hoftă mine, hoftă mine, hoftă trohtolul. Așa închidă magul clechiș. Ia hala, se rani, hala. Zalica. Bea schimba oul, hala, 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 hala. Vine, nesimțite tu ești, uite. Tani, nesimțite! Ascultă! Cine asta care a intrat la mine în casa așa cu haine de femeie? Hai! Vadica Benșu. Hai! Spune! E sora ta cumva? Mamă? O rudă cumva? Cine este? Radu. Radu? Băi, tu spui Radu? Spui Radu? Tu acum ce? De ce faci așa? De ce faci așa? Eu vreau ajut și tu! Eu vreau ajut la tine și tu ce faci? Acum cum mă ajut? Hai, spune! Eu te vedeți la tine că aduc Oana aici cu ăla. Tu vede cu ochii tăi. Hai să vedem, hai. Unde este tu acum? Ascultă, eu plecat cu... Nu, nu, nimic. Eu plecat cu Yasmin și Ali două zile. Da, plecat, pentru că s-a întâmplat ceva. Eu plecat două zile. Tu, dacă vrei, vino aici. Două zile, nu mult. Vino aici, fă ce vrei. Dacă nu pleacă acum, eu după aia spun la Ali tot. Vino cu Radu să poți să iei ce vrei și pleci. Da, habela inti. Yani, ruhe uahod masari, uahod dahab. Urmă, hai, acum nu puneți tot vine pe mine și eu. Uita, mă bădac bâzmașii, mă bădac și... El nu înțeleg că eu vreau ajut. Tu ai început problema asta cu Oana asta și acum tu rezolvi, înțelegi? Eu rezolv. Rezolv tu! Eu rezolv! Bine! Cum să nu? O zi cruntă, a? Dar ce credeți, domnul Vatră, ce urmez? Nu știu, un trăi și un vedea. Un trăi și un vedea. Acum, dacă e vorba aia românească, am intrat în horă, trebuie să jucăm. Da. Hai, hai, urată. Am, ce n-ai, mă, pus, mă, cu toate chestiile astea pe cap. Ce vrei, mă, că-s vecinii cu ochii pe vecin, doi aici? Vrei să mă gadă vecinii? Nu înțeleg de ce mă tot pui să mă îmbrac cu porcările astea. Eu să fie clar, de aici nu plec cu mâna goală. Închide ușa. Hai, mă, lasă-mă, mă pui și cu travestismele astea. Aoleu. Haide, că nu am stat să suport atâta.
Păi nu vrei să-i lași? Pe toate cățelele alea și pe bătrân ca să plec eu cu mâna goală, da? Bă, lasă-mă banii ăștia, hai să plecăm odată. Nu m-a interesat, hai să mă ajuți. Stai și mă aduci într-una, cu ce să te ajut? Hai odată, hai să luăm banii să mergem. Aici trebuie să fie banii care i-am dat. Da, hai, hai, ia odată, să aici. Doamne, ajută-mă să caut, că a luat banii. Bă, hai mă să plecăm, hai să-i lăsăm de bani. Bă, hai mă, bă, n-am o presimțire bună. Mă, tu nu înțelegi că nu plec cu mâna goală? Caut peste tot, înțelege. Trebuie să fie bani, bijuterii, nu vezi că mi-a luat banii? Zi-mi. Am intrat amândoi în casă și s-au apucat de scormonit. Ok, vezi că vin către casă. Hai de mă ajut sau ce faci? Ce vrei să te ajut? Bă, lasă-mă toți banii ăștia. Numai pentru asta trăiești, hai să mergem. Vezi mă, pentru asta, dar ne trebuie bani, haide. Caută și tu aici. Da, vrei să pun mâinile pe ăsta, nu? Să ajungem la pușcărie. Tu înțelegi că eu am amprente. Da, bine, du-te jos, lasă-mă că mă scot din sărite. Să plecăm, lasă cu banii. Du-te jos și taci și lasă-mă să caut, că nu plec cu mâna goală, înțelege? Trebuie să fie ceva pe aici. Ia uite că ai stat tu cu toți aici să mănânce zilele. Trați vă rog dumneavoastră primul. Trați vă rog voi. Caută bani, caută bijuterii. E un singur bărbat în casă. Sper să nu fie recalcitrant. Bă, a venit ăla. Ce mă? Bă, a venit Alin. Nu scoți o vorbă, tragi unde-ți bărbă, să gândesc eu. Cum l-am prostit atâția ani, Aoleu. Bă, eu nu plec de aici fără bani. Ai înțeles? Tată, să merg. Taci din gură și stai acolo, nu ești bun de nimic. Nu scoate o vorbă și potolește-te. Tu cine ești? Cine ești tu? Bună ziua! Ne puteți explica și nouă, vă rog frumos, ce căutați dumneavoastră în această casă? Băi, tu ești mai nesimțit, tu ești... Ce mă cu camerele astea aici? Cum? Ce cauți tu în casa omului ăsta? Stai calm, ce cauți? Stai calm ca să nu-ți complici situația! Hei! Fena, fiu frute? Ce sau Ivan? Ce faci aici tu? Știi ce înseamnă asta la noi? Ce înseamnă? Băi? Ce? Tu, dar eu sunt mai deștept, înțelegi? Da, voi, dar duci cantana, vii cu camere, vii cu toate prostiile astea să faci aici. Nu vreau să ieși, bă, hai mă, să mergem! Cum? Amice, îți complici foarte mult situația, înțelegi? Ești în casa omului! Nu plec fără femeia aia, o iubesc, ok? Care femeie? Ești în casa lui! Nu te mai băga aici! Dar uite că sunt băgat! Toma, asta nu e problema ta! Pe bune! Femeia asta e soție, mă! Ce zic? Bă, oară, anu, să mergem! Bă, dar nu vreau să plec fără ea, mă! Pleci, mă, cu nevastă să așa, că ai tu chef! Hai! Ce cauți aici? Uite, ce faci tu aici? La mine în casă. Ai camera la Ana! Nu mă interesează! Haide! Ce eu prost la tine, plecat cu tine, doctor, tu, lăsat prost! Ce favor mi-ai făcut că ai stat pe capul meu ca un cățel de nu mai scăpam de tine la pușcărie! Ali spus la mine, Lasă, nu m-ai băgat după Ali! Gata, acum poți să-ți dai, gata. Lasă pa. Că mi dau eu când vreau ai zis eu, că da? Pleci, ai zis că pleci, pa, la revedere, ce mai stai aici? Mi-ai băgat bărbatul în casă, m-ai încurajat să stau cu el. Filusiana, habeți. Din cauza ta sunt cu el. Tu m-ai încurajat și tu mi l-ai adus doar ca să stau de mine. Gata, haide. Hai, gata, ajunge. Așa, enti, mă măsă la, hello, Ami. De, nu înțeleg nimica. De, ce? Nu înțeleg nimica. Unde pleacă? Hai, controlează! Ce furat aici? În chiloți vrei să mă controlezi? Ce furat? N-am furat nimica! Tu furat brățara... Ai furat-o sărăciilor, ați ascult! Tu furat brățara ei și vândut? Da! Tu furat! Da, m-a zbut! Ai vreo dovadă? Ai vreo dovadă că am de unde a avut tu bani? De la Ali? Ali, nu dar la tine! Dar nu e treaba mea! Da, e o dovadă că am furat eu brățara! Unde? Ce mai furat? Ce mai furat? Ce am furat? Ce furat? Vezi că furat, normale! Lăsați-mă tu nu normală! Tu crezi că femeia asta te iubește? Bă, dar tu crezi că te iubește, mă? Da, mă iubește, mă! Tu știi de când mă văd eu cu ea, mă? Te iubește, da? Da, mă iubește! Și de ce a plecat cu tine? Să plecăm, hai, ce a plecat cu tine? Spuneți-mi mie, tu ce ai, bă, care nu ce am eu, bă? Ce am, ce n-ai tu, mă, bă, la 50 de ani nu poți să faci nimic, am virilitate, băi! Nu mi se lasă pielea, n-am... Băi! Băi, nesimțitule, tu ceri de la femeie bani? Tu ceri de la femeie bani? Nu ți-i rușine? Și vii aici? Nu, n-am cerut, n-am cerut. Băi, ascultă, băi,
nu ridică tonul. Înțelegi? Tu ai săturat, nu ți-e rușine, tu ai săturat faptul că ești bărbat. Ați schimbat cu femeie? Asta nu e rușine? Măi, eu pentru mine bani nu este nimic. Înțelegi? Da, văd cum faci, dar ce e pentru tine? Contează pentru mine că eu cum ți-am hrănit eu. Ți-am dat mâncare, ți-am dat bani. Asta merici, măi, eu? Stai, mă duceam și la restaurant. Ba, cuvântul meu, mă uit la tine ca un copil. Dar asta eu opresc și am răbdare. Da, dar voi să vedeți că asta cum a băcălit pe mine, te băcălește și pe tine, înțelegi? Ce-mi pui ăla în față? Pleci? Vreau unde să pleci? Caut bani, unde care bani? Care bani? Banii care ți-am care, dat. Care bani? Ia care bani? Că mi-i găsesc. Care bani? Ce? Unde pleacă? Unde pleacă? Vino cu a... Eu ce vreau caut? Banii. Unde i-ai pus? Unde i-ai pus? Că scot tot aici, dărâm tot. Vreau banii. Nu, casa ta aici, eu, tu afară. Aici ai casa mea? Tu afară. Nu, la banii afară. Aici camera la mine. Banii mei. Am și. Păi, hai mă, lasă-mă să o iau pe Oana, mă. Tu ești nebun sau ce vrei? Bă, vrei să fac crimă acum? Ia fă, mă, crimă. Hai, mă, spune mâna odată pe mine. Tu iubești atât de mult pe fata asta? Da, o iubesc, trebuia să plec cu ea. Dacă te iubea la fel de mult, de ce s-a mai întors aici după bani? De ce n-a plecat cu tine în toți anii ăștia? Avea nevoie și ea. Avea nevoie. De ce n-a plecat cu tine? Da, iubirea se măsoară în bani, în bijuterii? Ți-ai pus întrebarea? Dacă te iubea, pleca cu tine, găsea o mie și una de modalități. Pleacă, hai, Oana, să mergem. Pleacă, pleacă. De ce s-a mai întors la casă dacă iubirea e acolo la tine, nu? Pentru ce? Pentru cașcaval? Gândește-te bine puțin. A intrat în casa lui, ești pe proprietatea lui. Nu mai băga o chestie, că știu că mă iubește, mă bie așa. Bun, să te iubească, să te ajute Dumnezeu. Asta nu schimbă cu nimic faptul că ai fost filmat în momentul în care intri în casa unui om. Coada, ați fost coada, rămâneți după mine. De ce coada? De ce coada? Smal la Alechi, de ce coada? Tu cine, tu? Unde-s banii mei, Rania? Unde, trădătoare? Unde ești? Ce bani? Nu mai, lasă-mă! Ce bani? Banii care ți-am dat, 3.000 de euro. Ce bani, ia helu, ia mâna de pe mine. Ia dă-mi, helu, ce bani? Banii mei, asta banii. Asta e un paznic, dar tu ești Maira, că tu ești o trădătoare, ai jucat la dublu, ai zis că mă ajuți, ai băgat bărbatul în casă și acum m-a pus pe mine. Lasă ce crede că eu astup pe tine? Lasă că m-ai astupat, numai ca să scap de mine, o să vezi tu. Că te spun eu, lui Ali. Unde, prost la tine? Tu sau ui Alibaba, câl da. Da, iar începeți, nu înțeleg nimic. Păi nu trebuie, înțelegi, tu înțelegi. Eu nu înțeleg. Nu puteți să ascundeți voi banii aia? Nu, vă i-ați mâncat? De ce stai? I-ați mâncat la prânz și ați făcut cu ei. Ia-la, ruă. Și vă, halas. Ia-la, ia-la, bară. Lasă-mă, mă. Ia, uite, s-a unit cațaoanele. Ia-la, Ali. Ia-li. Afar. Lasă, mamă, pace. Ia-li, Sofia. Sofia Badamasari. Da. Stai zarfelos. M-a bătălești pe mine? Dali, te-am înșelat, da? Dar trădătoarea de Rania, ea mi l-a adus în casă, băi, da? Băi, ascultă la mine. Te-am iubit din suflet. Eu nu te-am iubit, nu ce te-am vrei lăsat să fac? Bine, nu, nu te-am lăsat cum... De ce nu mi-a spus? Ar fi mai bine să ai misus? Zici că ești un om înțelept, dar nu zai. Uită-te la noi un pic. Uite, unde? Ia, uită-te aici, în geam. Fata cu tata. Și cum să te iubesc? Și acum ai aflat? Nu am aflat, și tu deci ai acceptat. Nu spune tu mie că nu știai chestia deci asta. Deci ai cerut doar uite, cu bani. Ea te potrivești. Vezi? Cu ea, e singura care te iubește. Rania e o trădătoare și ea. Cine te-a mă dai cu aies. Mașofia? Da, ești un dacă mă dai pe mine afară, o dai și pe a**a. Dar Rania că e o trădătoare, te-a jucat la dublu, doar să scape de mine. Gata. Bă, tu trebuia să mă ajuți pe mine. Ce faci, mă? Îmi dai mie țepe? Da. Zi-mi, dai mie țepe, ce? Da, de ce? De ce? Bă, femeia asta mi-a... Ți-am dat bani, mă! Și dacă dai ți-am bani, dat ce? Bani. Pentru că tu nu gândești cum în e în final și la urmea urmei, tu trăiești cu o femeie căsătorită, cum prietene. O căsătorită cu trei soții. Are trei ani, trei soții să plictisește. Bă, tu oprește-te. A fost alegerea ei? A forțat-o cineva? A obligat-o cineva pe Oana să se căsătorească cu el? Tu dat bani la mine? Dat bani la mine, da! Da, și ai primit, i-ai luat! Eu am primit! Dar banii, Ali, nu banii tăi!
Ali, dat la tine bani mult. Da, și e acceptat, e luat așa și acum ce faci? Stai, le tragi nouă țepe, nu? Da? Pentru că tu adică ce, tu vrei să pleci cu banii omului ăsta, nu? Cu alte nu cuvinte. Nu vreau să mai pai, bă, Oana, să mergem. Unde, unde, Oana? Bă, tu, mamă, pleacă, mă. Oana, hai! Oana, hai, pleacă. Uite, cu ea e liberă pleacă. Să plece, da? Eu nu vrei Oana aici. De-aia eu ascuns, de-aia eu luat bani. Eu nu vrei Oana să stai aici. Mi-a luat banii? De praznică ce ai gura mare. După ce am făcut pentru tine, acum... Spun că nu mai iubești? Și eu nu m-am sacrificat! Ar fi mai bine dacă mi-a spus că tu ai băgat cu tipul prostul ăla. Bă, cu butul meu! Crezi că-l iubesc pe el? Femeia asta, dacă te iubea la fel, da, mă, ce motiv mai avea să vină aici, să caute banii, pleca cu tine, ura și la gară, fericire, dispăreați în asfințit. Ha, tu înțelegi? Doamne, lasă-l, nu vezi, tu nu o lasă nimeni să plece, nu o lasă, pune mâna pe ea. Nu o lasă să plece, eu văd că ți-o servește pe tavă, nu o lasă să plece. Doamne, și mai stau și cu porcările astea. A, nici nu iubești nici pe el. Las, hai, nu, bineînțeles că nu-l iubești. Vino, lasă-mă. Vino, vino, uite, hai. Lasă-mă. Uite, ascultați mai, îl iubești pe el? Nu-l iubesc nici pe el, de ce să-l iubesc? Nu-l iubești pe mine. Ai văzut? Ce te vezi, mă? Ai fost o distracție. Tu ce să iubești? Ești tu mai mic ca mine. Bă, de ce-i bătut jur de mine? Bă, mi-am pus-o brazul apar la prostiile astea. Acum, din cauza ta, cu iubirile tale, nu e merită de prostii și de iubiri. Du-te, mă, și lasă-mă, pleacă singur, n-am nevoie. Spune, pleacă cu Radu, hai! Hai, vină și tu cu mine, trădătoare-o care e. Nu, spune, pleacă cu Radu de toate. Aaa, doar pe mine mă dai afară, nu? Da! Hai, mă, să mergem o dată. Hai, mă, să mergem. Lasă-mă să mergem. Spune mie, mai. Ce să spun, Ali? Recunosc că am înșelat. Nu mai ai niciun loc aici. Hai. Dar nu vreau să plec din casă, dăm bani. Vreau banii, că am sacrificat 2 ani. De unde ai 3000 de euro asta? E, de la tine am furat. Eu n-am furat nimic. Ai furat baurul lui Iasmina și ai vizut? Dacă i-aș fi furat, nu brățarea tot aurul, dacă l-aș fi furat. Fie, Ali Baba. Aia că-ți furat. Hai, ieșiți afară. Kobe, dacă i-aș fi furat și tot aurul din lume, sacrificiul meu tot prea mare a fost. Să le suport pe hoaștele astea toată ziua pe capul meu și pe tine. Și tu ce te uiți? Tu ce te uiți la mine? Ce te clizești așa? Eu trădat ce la tine? Tu spune? Păi tu mă ajut să vin, tu mă duci încolo și acum tu vii. Dar nu știi că nu i-a dat turnat, înțelegi? Da. Dar cine bărbasul ne-a angajat pe noi acum vreo 2 săptămâni. Pentru că am mirosit că se întâmplă ceva, da? Pentru că voi nu știți nici cad repede plecat. Și eu nu pot astup mai mult. Gata, că faia. Da, las că vezi tu, vezi ce-ți faci ție, bărbatul ăsta, nu-ncep cu pietre în tine. Hopa, tu m-am venit pe mine? Da. Ah, da, nu, habibi, las că vezi, să alege praful, să alege praful de tine. Să alege praful de tine și de toți, da. De mine, de ce? M-am venit pe mine? Vino cu a. Unde fugi? Pleci de la mine, vino cu asta, arăt ceva. Ce mai vrei? Ce vrei? Vino să arăt ceva, haide, haide. Ce îmi arăt? Vreau să-ți arăt ceva. Ce mă arăt? Da, ți-arăt, vino. Că poate n-ai înțeles bine. Hai, ia uite. Cine? Vino, uită-te, vezi? Și ce? Tata cu fata. Da, băi, văd asta zilnic. Păi, cu banii mei ai trăit, fără mine stai pe stradă. Crezi că stă cu 20 de ani mai bine ca negăjită. Fără bani? Stai săracă, toată viața ta. Lasă că nu o să rămâne săracă, că nu ești tu ultimul de pe lume cu bani. Și ce ți-a dat după copilul ăsta? Ce ți-a dat copilul ăsta? Mi-a înșelat pe mine pentru el? Mi-a dat clipe! Clipe? Da, de care nu poți tu să-mi dai, da? Hai, la casa aici! Ca murdărești și pe casă! Vreau banii! Ce? Vreau banii întâi și după aia plec! Băi, cadou pentru că m-a înșelat? Nu, cadou că ți-am dat 2 ani din tinerețea mea frumos, te-am răsfățat, da? Uite! Ascultă foarte bine. Eu am răbdare, dar limită. Înțelegi? Dacă nu ești din casa mea acum, da, ce o să faci? Nu știu. Nu știu. Nu mă interesează, nu ies încât încă sunt, ies în soția ta, știi? Ești nebună la cap? Și soție mea. După ce mi-a înșelat, e soție mea? Nu ești ultimul și nici primul înșelat în atunci lumea asta. Atunci pleacă! Ce faci atâta circ? Nu te obligă nimeni să stai aici, înțelegi? Nu vreau să te văd! Frumos, ce mă bani ai vii? Hai, nu mai ai nici loc aici? Am loc!
Dăm banii și acum ies pe ușă. Nici nu vreau averi, vreau banii aia care i-am... Pentru ce? Aia care i-am dat Urania de te-a trădat și acum se gudură pe lângă tine. Și de ce ai te-a luat banii atunci? De te-a ce ai luat fraier. Bani? De ce ai furat că aurul? Trebuie! Lasă-mă cu aurul, ți-am trebuie? Mai pentru ce și trebuie? Te zgârcești la o brățară la banii tăi. Yeah. Și dacă îi luam tot aurul care îl are, sacrificiul meu e mai mare după decât tot aurul din casa asta. Tu? Ce am făcut? Ce am făcut? Ce am ce făcut? Felul, de ce felul de femeie ești? Manșel? Și vin aici și spune mie că vrei bani? Cu nevoi normale. Vreau banii mei și atât. Ce mai vrei, mă? Ce mai vrei și tu? Ca să înțelegi cu cine ai de-a face tu, da? Cu cine? Ce? Talahon! Iala, oam, oam ta! Ma fi dahab la ana ta, șuf! Șu dahab? Oh, șu, ma fi dahab! When care da? Oana mă barif, ma fi! La un moment dat, doamnei, i-a dispărut o brățară de aur. Are valora o sumă destul de măricică, dacă mă înțelegi. Da, așa și? Cine crezi că a luat-o? Cine s-o fi luat? De unde a strâns Oana sumele astea de bani? Mi-a spus că i-a dat Ali. Nu, Oana, Alibaba la mine. Da, și spune eu furat brățară. Tu n-ai furat? Ce am furat? Brățară. Nu? Nu, Oana. Oana, nu Rania. Și dat bani la mine, spune că banii dat Ali. Ali spus nu dat bani. Nu da 3.000 de euro. Ana fură. Ana da, fură. Da, pentru tine Oana fură. Pentru tine să stai cu tine Oana fură. Și după aia spune noi furat, noi nu e bun, noi nu... Doamne, și nu... Spune că vrei pentru tine. Dar n-am vrut și nimic, eu nici măcar n-am vrut banii ăia. Și fură banii noștri. Eu nici n-am vrut banii, am vrut doar să plec cu ea. Ea nu vrut plecat cu tine. Ba, a vrut. Nu vrut. A vrut dacă și vrea în continuare. De ce? Dacă vrut, de ce vreau să iau bani, vreau să iau tot din casă? De ce? Când iubește la cineva, pleacă. Hai să ții iubirea. Da, hai să o iau odată, doamne. M-ai obosit. Ce filmezi? Du-te! Lasă-mă lui pace. Măi, auzi, cine să stea de aia? Dun să stea cu camerele pe mine? De unde suntem aici, la cinc? Asta realitate, voi. Asta să te vede toată lumea. Că se înțelege. Că o femeie ca tine nici nu merită aerul ăsta. Dar un bărbat păi, ca tine, de ce? Care și amante tinere. Ce? Un bărbat ca tine? Cu ce am greșit? Ai greșit! Unde ți-e înțelepciunea? Chiar că dai că... Ce vrei, mă? Băi, tu iarăși ai venit, măi! Băi, Oana! Hai mă să mergem, hai că am vorbit cu ei, hai să plecăm! Mă, ce n-ai înțeles? N-am treabă, ești sărac! Ce să fac cu tine? Să mergi unde? Unde să stăm? În garsonieră, confort, 100? Ce să fac cu tine? Băi, eu vin după tine și tu nu mai pleci? Nu mai plec! Eu fără bani nu plec, te-am zis mai devreme! Ți-am zis mai devreme, fără bani nu plec? Ce n-ai înțeles? Hai mă să mergem, că ne zic, cum? Bă, tu trăiești pentru banii ăia? Dar nu te iubești, cine ți-a zis că te iubește? N-a spus că nu te iubește. Ce cauți tu aici? Și nici pe tine nu te iubește. De ce iei apărare la ea? Eu am apărare? Pe el nu iubește. Lăsați-mă cu iubirea voastră, că mă căpiați. Hai dracu, iubire, că bani nu are niciunul. Cum e, Radule? Nu, iubesc nicio persoană, mă iubesc cu da, mine. Da, mă, da, să arunce cu pietre în tine, bă, jigodie. Ce mult mă iubești și tu. Ia la, roi. Asta nicio problemă, asta-i dau divorț. Până acum este soție, dar asta, prostul, ce caută aici? Băi, ce caut aici? Ce să caut? Nimic, mă, nimic, nu vezi. Este probleme de familie. Hai, păi, idiota asta. Stai, ia-mă la după mine, am zis. Băi, rog, vocea, îți complici situația. Da, ce situație să mai complic, mă? Ce situație să mai complic? Boss, ya habibi, boss, ehtari. Ya tetla ya barra, ya netla ahna barra. Hayya tetla barra. Hayya tetla barra. Chilli akida, lit defa ana akida. Yalla, hala, yalla habibti, yalla. طلعوها برا طلعوها مايته طلعوها برا هاي قاتا قاتا دوتا لا سترادا اقولوا بس سترادا بس سترادا يمكن اوكي لا سترادا 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 لا ستراد
pace. Hai pleacă, ia. Dar pleacă mă tu dacă e. Hai, lasă-mă în pace. Pleacă, pleacă, ce Ali, Ali spus tu plecat. Ali spus. Nu mă interesează. Nu mă interesează. Să mă conduc Ali, nu plec. Nicăieri. Nu știu cum. Vai, câtă plăcere vă face din prima zi m-ați vrut afară de aici. Oana m-a psut acum. Oana cama, nu! Oana cama, nu! Bezagrota aveți. Hai să-ți arăt ce fac eu cu hainele tale, alea prețioasele. Bling eu acum. Ia uite. Așa tu. Ia-ți-le. Așa tu. Nu du-te mai pot, eu nu le-am suportat niciodată. Băi. Rahaturile astea. Unde aș veni? Să moară singură. Să moară singură, mă, să mor singură. Da, mă, lasă. Da, mă, și god e ordinară. Ține-ți blestemele, că nu mai pot eu de ele. Lasă-o baltă. Hai, halas, hai, halas, 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 iala, haide, bară, apar, apar, lasă mama, pace, nu mă mai împinge. De ce te-ai mai căsătorit cu el? Da, am greșit, am greșit, mi-a zis că o să am o viață de prințesă, că o să am marea cu sarea și m-a închis în casă, asta a făcut. Nu știai? Nu știai în ce lume te baci? Nu, nu știam, mi-a promis altceva, frate. Nu știai. Nici păi când îl iei pe un bărbat care ar putea să-ți fie tată, l-am nu știa în ce te bagi. Nu bă, cred că simțit-o. Nici prima, nici cum să spui, mă, cum să mă minți, mă, în halul ăsta? Copilul. Bă, eu stau asta pentru tine. Copil. Ce copilul, ce de la mine? Tine, stai și te vezi cu mine, îmi faci atâtea probleme pentru ce? Să-mi spui că dar nu mă iubești, că n-ai simțit? Eu te-am obligat eu să vii după fundul meu? Mi-ai fost la îndemână, da? Sofia, așa m-am băiat. Ah, Sofia, uho, cam halas. Oana, 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 șofții, cu aici, helu, cheda? Ia să vezi Ali și Halla. Ce, acum râdeți de mine? La, mușbine, net hakalec. M-a făcut actira, Ana. Mușbine, net hakalec, bas halas. Iani, șoftă Oana, șoftă Oana. Șoftă Oana. Șoftă Oana, șoftă cu, șoftă Iasmin, șoftă cu. Iani, ho, amete. Ui, Ani, Iasmin, Iasmin, ia ma babșchi și ma zaui și Iasmin. Șoftă Oana. Ana, m-a bine că întâmpte, n-am spus că ești vinovată. Am văzut pe toate. Aha, ai văzut pe toate și? Dar analiza a rămas aici. Știu, pe fiecare. Ce merită și ce nu merită. A, ce merită? Eu acum sunt la o stare de nerv bună la Dumnezeu. Nu știu ce fac. Hai, nu mă provocați așa tare. Nu mă provocați? Dar ce să facem? Tu ce vrei? Eu ce vreau? Uite cum am ajuns din cauza ta. Ce? Tu a dus la mine aici. Spune la mine, vino la România, vino la România. Stai acolo, prințesă. Ce, toată ziua spală, spală. Da, acum e timpul. Acum e timpul. Acum e timpul. Eu, tu mă ierți sau nu mă ierți? Doamne ferește, și vă rog, eu nu mă mai filmați. Pe bune, nu vreau. Meriți, mă, meriți să mori singură, meriți să. Da, mă, am ci mor singură. Am 100 de ani și mor acum. Lasă-mă în pace. Doamne. Nu te rog pe tine. Atâta vorbește? Mă ierți sau nu mă ierți? Dar cum vorbești? Tu ai dreptă acum să vorbești cu mine așa? Da. Nu vezi unde am ajuns? Unde? Din cauza lui Oana, nu din cauza mea. Iasmin. Inta badakhek. Iasmin. N-ai făcut nimic rău. Eu nu am nimic. Este casa ta, poftiți acolo, stați liniștită. Jur că mi-e milă de el, e om bun. Nu zic, chiar e om bun. De ce n-ai plecat când ai avut ocazia? De ce te-ai mai întors la casă? Mi-au distrus viața în ultimii 2 ani. Dar te întreb și eu sincer, Oana. Tu când l-ai cunoscut, știai că mai are două femei? Da, da, jur că mi-a prezentat. Știai că va... situația. Că vei trăi propozit cu ele? Nu puteai să te interesezi, să te informezi? Băi, ce înseamnă asta? În ce mă bag eu? O să mai fiu cu încă două neveste în casa unuia. Ok, am zis, dacă tot nu-l iubesc, mă doare pe mine undeva să-l împart și cu 7, că nu-mi păsa de el. Păi și acum ce faci? Dar m-au terorizat și acum nu știu ce fac. O să încerc să iau niște bani măcar, să nu fi stat degeaba cu el, că până la bani, 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 atât, asta e tot ce contează, nu? Bani. Tot ce contează, dacă aș fi cu unul pe care îl iubesc, dar ăsta e bătrân. Și el ce are? El ce are? Că l-ai aruncat la gunoi. Ce? Ăla e prea bătrân, ăsta e prea tânăr și n-are marmudele. Cine să te mai înțeleagă și pe tine? Ca un refugiu decât să stau cu nebunele și cu moșul, mai ieșeam din când în când, mai înțelegi, na, mai are omul nevoie, nu? El e copil, s-a îndrăgostit, eu ce să-i fac, sunt mai mare ca de ce i-ai mai dat aripi dacă s-a îndrăgostit? De ce i-ai mai dat speranțe? Dar că e chiar așa de
N-am, că nu e... Eu nu am cum să te ajut în situația asta. Sincer, habar nu am cum o să ieși din căsnicia asta cu ceea ce vrei tu. Nu am cum să te ajut. Nu știu ce... Bine că pe aia o iartă. Reguli, ce legi ce aveți voi. Habar asta nu am. Asta m-am avut afară din prima zi. Numai bețe roate mi-au pus. Poate și dacă tu, ce să zic, că tu ai venit... Cu moșul așa cum e el. Tu ai venit aici cu cele mai bune intenții. Nu, hai să fim serioși. Hai să fim serioși. Nu zic că am greșit, dar nu m-am așteptat să fiu ca la pușcărie. Nici la policlinică nu mă lasă singură să mă duc nicăieri. Cu paznicul după tine. Asta ai vrut, asta ai căpătat, nu? Pentru tine. Da, pentru mine, Ana Mușa Isaac. Ce gură mare. Ana Mușa Isaac. Ana Mușa Isaac, hala emle kılbet. Ma salame baba. Ma salame. Salam. Ai unde să mergi? La mama. Are cine să te ducă acolo? Ai cum să ajungi acolo? Cine să mă ducă? Că aveam mașină aici. Unde să mă duc? Urcați, vă rog, în mașinile noastre. Mușrai, ana rai hazai ma ana auz, ana mșai zake, dar țau cam. Ruhi, zai ma anta auz, ruhi. Țau cam. Khalas, khalas. Țau cam. Ana mușra habki wala rah ajuu lama truhi. Yalla yalla, salam. Arid artah. Ma salam ya baba. Ta'abtuni. Filusi aktar min filusek. Vrauri. Filusi aktar min filusek. Da mai sharaka, da unta ai vai. Yalla baba. Uite nici inelna ai ba monata. Ma ana mușraf li ba andi kinel, mușrafni. Nu ma. Ruhi baba, ruhi, ruhi. Ce se întâmplă? Ce se întâmplă? Du-te, băi! La revedere, pa, pentru că eu am venit aici, mi-a spus că o să fiu prințesa, cum spune? Nu, la revedere, adio, băi! Eu nu, pentru mine nu înseamnă nimic. Sunt toate nebune, vreți toate să fiți prințese, prințese, asta? Eu am ajutat la el. Că văd că și pe ea, la fel, a venit că vreau să fie prințesă. El spune asta, el spune toată lumea prințesă, toată lumea ajutat, toată lumea, hai, toată lumea. Și ce e la final? E la final? Deci te lași pe tine afară? Spune nu vrei. Și eu nu vreau. Eu pentru mine... Bine, hai, pa, 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 la revedere. Gata, 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 nu pierzi timp așa. Pa, pa. Mă, ce ui... Vreau să stau liniștit și eu. Rohe, șeh, rohe, rohe, rohe. Așa, așa gură mare. Sotec, sotec, sotec. Hai, pleacă, pa. Sotec, mă, salame, iahe. Cum să faci, mă, asta, doamnă? Cu furi brățări, că-ți iei bani, că-ți iei tot. Nu puteai, mă, să pleci fără, nu puteai să nu mă minci tu pe mine. Hai, lasă, ia-ți, mă, pțăta. Ești fericită? Ești fericită? Păi tu ce mai cauți, mă? Am venit să-i amână, sunt fericită că am scăpat de voi. Și eu că am scăpat și de el și de tine și de voi. Taia, habibi, ta. Bas, Ana, hodi. Bas. Bueno, Rania, bueno, Ana. Bas, Ana, că o ies. Ah, halas. Dar știi că eu, așa, aiură, am căsătorit cu Rania asta sau cu prosta asta mai tânără, Oana. Pentru ce? Pentru un copil. Voiam un copil în viață, mă. Vrei tânăra? Șuf. Dar tânără, pentru că tânără să îmi dea copil, nu? Tu îmi dai copil acum? Bine dacă îmi dai mâncare. Hai de capul meu. Allah. Dar uite. Uite. Şu. Habibi. Ia, habibi. Eu nu mă interesez tot ce s-a întâmplat. Bă, cuvânt. Se trece tot. Ana m-a barif și uinti inta șuf, Ana m-a barif și. Bine, hai să mergem acasă, gata. Gata. Liniștește. A, eu acum cred că stau cu tine, stau liniștit așa un pic. Vedem ce mai facem pentru viitor și gata. Nu?